Out of the Box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bun găsit! Sunteți la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, Laurent Balint, specialist în marketing, mă însoțește. Sunt zile revoluției și ar trebui să avem un tip de gândire, dacă vreți, chiar critică asupra noastră și să vedem cam cât de inocenți eram la data respectivă în atât de multe privințe, dar ceea ce vă propunem astăzi este să vedeți cât de mult s-a transformat lumea în care trăim. Apropo de episodul anterior în care X egal cu X, să vedeți societăți, cum, cum evoluează de fapt diverse societăți. Salutare, boți! Salut, Cătălin! Și într-adevăr eram foarte inocenți în 89, dacă uh, mă uit... Uh... Înapoi veneam dintr-o societate închisă și trăiam niște lucruri uh, uh, foarte intense în spațiul ăsta închis și proiectam niște lucruri foarte interesante. Tu, în afară. Uh, îmi spunea că ai ieșit în zilele acelea la Brașov cu mama ta să-l Aici foarte Ceaușescu. tare, da, cu mai mea și cu sora mea pe 22 dimineața eram pe stradă și strigam împotriva lui Ceaușescu și mai mă întreba soldații dacă au suflet să împuște copiii ăștia și mă bucur că n-au avut <laughs> și tot uh, uh, și pe cât de inconștientă mi se pare acțiunea pe atât de tare mi se pare și o să-i mulțumesc toată viața pentru nebunia asta și uh, spuneai cât de inocent și de naiv erai atunci pentru că tu credeai că o să ai autostrăzi de exemplu A, da, eu eram în clasa 8 și urma să intru în liceu și ziceam mamă și acum că l-am dat jos pe Ceaușescu până la toamnă când intru eu la liceu o să avem și discoteci ca în America o să avem și autostrăzi o să avem și mașini și haide și tot și adulții din jur mă, mă erau, hai că poate nu chiar până în aici, dar până terminul, tu liceu, sigur o să fie toate astea și mamă ce ne așteaptă. În schimb, ai avut cărți. O, oh, da, 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 în primele luni după Revoluție, primele lucruri pe care mi-am amintesc erau când au venit cu valiza plină de cărți tipărite proaspăt la București și aduse și vândute din casă în casă. Am cumpărat jurnalul Mihai Sebastian și alte cărți minunate la care am. A fost în anii 90 un val de scriere, cultură și liberă exprimare care a pus bazele societății liberale de astăzi, să spunem așa. Și care ne-a ajutat să înțelegem un pic și dincolo de ceea ce trăiam, pentru că hai să ne uităm un pic la ce trăim noi. Da, asta e prins copilăria da. anilor 80 și eu am prins o copilăria 80. Când le povestesc astăzi tinerilor, se uită la mine așa șocat și eu încerc să le zic, păi, Așa erau, vremurile. erau vremurile. vremurile. Hai să ne aducem aminte de câteva lucruri pe care le făceam și pe care astăzi nu le-am face sub nicio formă. Tun cu carbid ai avut? Am avut, da. <laughs> Știi, <laughs> poate generațiile mai tine nu știu ce e un tun cu carbid. Carbidul e o substanță chimică pe care o luam de pe un șantier, să găsea peste tot, uh -huh. la liber. Intrai în șantier, mi era. Te servei. Te te nu era ca astăzi că intrai fraudulos, luai substanța aia, o puneai sub o conservă sau sub ceva închis și dădeai foc la gazul pe care îl elimina și asta sărea în aer. Sărea da. în aer, dacă aveai noroc, câteodată când mai aveai ghinion, să rea în față, sărea da, da, în alte da, părți. Putem, uh, te plăși, te uh, erau diferite forme, se făceau petarde artizanale. La un moment dat am avut o petardă artizanală cu locoplast strânsă toată și am pierdut-o în casă și nu știam unde e și până la urmă s-a dovedit a fi în cizma mamei mele care când se încalțe a dat de petardă și zicea, nu știu exact ce e cu ea, cum se face, i-a fost frică să o arunce la gunoi și ce se făcea și pe vremea aia și acum cred că ea ar fi maximă rușine, Așa. a aruncat-o pe geam. Adică a deschis geamul și a aruncat-o pe geam. Dângă doi bătrâni a bubuit pentru că era petardă, Săracă, să moară săracii bătrâni de la petardă, să uitau da. în jur, jurând, bombănind copii. și maică-mea stătea, nimeni n-a crezut că maică-mea, zita mai femeia la 30 ceva de ani, a aruncat cu petarda de la geam. Și stai un pic, că mai e ceva. Oh. Aveam săgeți, nu știu cum le spun Cornete, cornete, cornete. Țevi, cu cornete. Spun, da, țevi cu cornete. Da, țevi cu cornete, la noi se zicea tuberman și la cornetele alea le zicea săgeți. Dar culmea culmilor este că în vârful unora dintre ele se punea bold. Da, puneam bold și trăgeam și după noi sau după alți oameni pe stradă, da, cu da, maoleu, da. și după porumbei și... Alte animale săracele, și nu era normal. Aici încerc să explic. Nu era normal. Nu era anormal, da? Da, Nu era anormal. Da, era, era... o joacă obișnuită. Da. Sigur, ne corectau părinții la bol, spuneau: Băi, nu dați cu bol. Da, bă, am încasat și eu da. de la Praștie, între nas și ochi, a fost la limită să-mi scoată ochiul cu Praștie. Praștie, atenție, nu cu pietre sau din asta hipsterească de astăzi, ci o Praștie cu pă, sârme Cu cu da, care, pă, cu care trăgeai după da, orice. Da. Și astea încă erau blânde, dar uh, erau uh, tineri din cartier de la mine care prindeau pisicile, le legau de coadă și le turnau gaz, uh, benzină pe ele și le dădeau foc de bătătorul de la covoare. Sinistru, absolut sinistru și absolut înfiorător, dar nu mi-am amintit niciodată să fi simțit că trebuie să interviz bine, eram și copil mic, adică da. că, că, nu, nu ieșeam prea bine dintr-o astfel de... Dar nu mi se părea total anormal, adică era urât, era oribil, era sinistru Pentru și tot. că trăiam într-o societate abrutizată Absolut. care că. a evoluat. Și este un mod de a vedea cum a evoluat lumea, adică lucrurile pe care vi le povestim, asta sunt complet inacceptabile, în, cel puțin a. în zona urbană. După Crăciun, când se termina Crăciunul, luam brazii aruncați, îi curățam și aveam lance și ne băteam cu lancea, scara A, cu scara B, cu blocul celălalt, ne aveam da. Ne prindeam unii pe alții și, da, era bătaie, bătaie, adică nu era. Exact. Asta vrem să vă arătăm: că am trecut printr-o transformare mare, că societatea românească a învățat o grămadă de lucruri și că s-a adaptat la o sumedenie de curente uh, occidentale, sau mai de bine, venite din diverse părți ale lumii, existând libertate de cuvânt, de expresie, am împrumutat, am dat și la alții am contribuit, am intrat într-un mecanism comun. Astăzi este, sper, știm clar de fapt din data, a scăzut foarte mult violența împotriva copiilor în familie sau ceva. Încă este la nivel foarte, foarte mare, mare, dar aveam vecini bătuți cu furtunul de la mașina de spălat Oho, în mod constant. Să adică bătea, da. Nu era, era... Și asta ne duce către un alt nivel de inocență. Noi, crezând în lumea închisă socialistă, că societățile occidentale... Au standarde de performanță, cultură și civilizație atât de înalte, încât noi suntem mult în urmă. Era mult în urmă, eram mult dar în nu erau ele atât de perfecte pe cât credeam noi. Da, pentru că și acum descoperim cu mintea de astăzi și cu cărțile de astăzi că anii 70-80 pentru diverse societăți occidentale, deși trăiau mult mai bine decât noi, Diverse standarde culturale erau încă în urmă și hai să dăm S exemple. Să ne uităm astăzi la Spania care este o societate minunată astăzi exact, și da. uh, tot uh, în urmă cu 40 de ani, 40 un pic de ani. Deci la începutul anilor '80, uh, femeile uh, nu puteau să se angajeze sau să și deschidă cont în bancă decât cu aprobarea soțului sau a tatălui. În Spania Acum, Spania. în anii 80. Zică, în, <laughs> în timpul vieților noastre. În timpul vieților noastre, exact. În timpul vieților noastre. O treime dintre ele erau angajate, o treime dintre femeile din Spania erau angajate. Atenție, zic angajate, nu că nu munceau, că munceau acasă din Bine. plin, dar doar o treime erau în câmpul muncii. În Elveția, cu adevărat, s-au implementat drepturi de pline la vot pentru femei în 1991. Deci până în 1991... Nu Femeile toate colțile din Rebecca aveau drepturi de, de plină de vot. Foarte da. interesant. Mi-ai spus de o țară în care divorțul era interzis. Cred că Era în Irlanda da. până în culmea, în anii 80, s-a și organizat un referendum care a căzut cu brio, cu vot masiv pentru păstrarea interzicerii divorțului și de-abia în 1996. Au reușit să scoată din Constituție faptul că uh, divorțul era interzis. Și acum noi discutăm aici de divorț interzis sau permis sau ceva, dar uh, am citit recent niște cărți, pentru că și în Spania era aceeași problemă. Uh, și într-una dintre cărțile, O inimă atât de albă, scrisă de Javier Maria, și este o scenă care mi-a rămas și e puterea poveștilor. Este personajul principal care ascultă o discuție între doi amanți în care ea îi reproșează lui de ce nu o moară mai repede pe soția lui pentru că ei trebuie să fie împreună el ne putând divorța n-avea voie să divorțeze și atunci de foarte multe ori soluția era să-i grăbești sfârșitul sfârșitul celuilalt și era, da. asta ți era speranța mamă scap prin moartea celuilalt și era de multe ori încurajată și sunt dovezi peste dovezi în care se înlocuia medicamentul nu știu, trebuia să ții medicament de inimă și îți înlocuia celuilalt și se termina mult uh, uh, mai repede da. Deci, asta este impactul în momentul în care. Da. Spunem două vorbe și despre Irlanda. Și acolo uh, sunt niște povești și lucruri care astăzi ies la iveală cu ajutorul presei și sunt da. discutate de o altă manieră. Da. Uh, în urmă cu puține, cred că 10 ani, guvernul irlandez și-a cerut scuze de la femeile care au fost supuse unor tratamente total inumane într-un sistem cunoscut ca fiind spălătoriile Magdalene sistem construit în jurul bisericii catolice și aici aș cita un pic pe o autoare irlandeză, Claire Keegan, că zicea cât de greu era să te porți ca un creștin în Irlanda catolică. Hmm. Ce bună observație, nu? Cât de greu era oamenilor care vedeau abuzurile și nu puteau să intervină, nu puteau să facă nimic. Și au fost zeci de mii de femei exploatate în un sistem în care uh, erau considerate nepotrivite pentru societate și abandonate în... Exista situație. și o exploatare a copiilor și nu uitați de protestul de Docanar, care fix... Uh -huh. Despre lucrurile astea vorbea, pentru că ea cunoștea societatea irlandeză firapă. Dar ceea ce vrem noi să vă spunem aici nu e o comparație între lumea, că să nu se înțeleagă așa, între lumea occidentală și lumea socialistă în care trăiam noi, nici vorbă, ci vrem să vă arătăm că în decurs de câteva zeci de ani ceea ce la scara istoriei este ceva foarte puțin, societățile noastre au uh, înaintat au crescut, s-au schimbat, au promovat, dacă vreți, alt set de valori, mult mai bune, mult mai liberale, mult mai umane și astăzi căutăm o înțelegere mult mai mare între noi, chiar dacă în cursul vieților noastre, fie că era vorba de lumea comunistă cu atrocitățile sale, nu mă zic că noi aveam azilele de copii în perioada oh, aia, da, da? Da, nu, așa, e, da. deci fie că e vorba de lumea comunistă, fie că e vorba de lumea occidentală, împreună cumva corpul ăsta european a progresat fantastic. Da, și este o schimbare continuă și este o schimbare care nu se întâmplă pur și simplu. Sunt oameni care muncesc pentru asta, sunt oameni care luptă pentru asta, sunt oameni care împing pe agenda publică subiecte și nu le lasă, nu le lasă. Când observă uh, o situație care nu este cum trebuie, nu o lasă. De Să fapt, așa. în anii 80, lumea era mult mai abrutizată Întreaga lume europeană era mult mai abrutizată decât uh, ceea ce trăim astăzi și aici face diferența lumea liberă, poate ar fi bine să-i lăsăm pe oameni cu ideea asta. În care putem discuta, în care suntem liberi să uh, acționăm. Și să ne punem probleme, semne de întrebare, să pă, tragem la răspundere, spre deosebire de alte lumi închise. Da, este pe surpriza ultimilor doi ani, cred că pentru foarte multă lume, este ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și lucrurile pe care le-am văzut și pe care le-am crezut dispărute și constatăm că, de fapt, există încă societăți pe planeta Pământ în care drepturile omului, viața, nu au aceeași valoare pe cât ar trebui și pe cât ne-am fi așteptat noi. Cine și-ar fi imaginat că o să mai avem carne de tun în... 2023, zeci de mii de bărbați trimiși să din Rusia, Rusia uh, și toate abuzurile din uh, Ucraina uh, care se întâmplă în timp ce noi vorbim. Da, abuzuri săvârșite de armata Rusiei. Asta e episodul de astăzi, uh, ca să vedeți că schimbarea aceea de la Revoluție a fost nu numai în termen de plecare a socialismului, comunismului și a ceaușismului, ci în termen de schimbare profundă, ne-am aliniat cu lumile la care visam ca să progresăm împreună. Cred că de fapt asta e marea concluzie și marele câștigă la acelei date. Laurent Balint, îți mulțumesc și dacă nu înșel s-ar putea să fie ultima ediție pe anul acesta, deci Așa este, da. la mulți ani și să vă meargă din plin tuturor. La mulți ani și în 2024 cât mai frumos tuturor. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.